În curând, călătoriile în afara cartierului de reședință nu vor mai fi gratuite. Un nou proiect legislativ al guvernului prevede ca pietonii care fac deplasări lungi să plătească o rovinietă. Guvernul a găsit noi surse de finanțare pentru refacerea, extinderea și chiar construirea de trotuare noi. O nouă taxă, o rovinietă, va fi impusă pietonilor care în decursul călătoriilor părăsesc cartierul în care domiciliază. Banii câștigați astfel vor fi folosiți pentru mult prea necesara schimbare a bordurilor din orașe. Bună ziua! Bună! Polițist, ordine publică, din ce cartier sunteți? Berce? Păi aici e Bulevardul Dacia, sunteți cam departe de casă. Ce căutați aici? Știu, dar sunt în concediu. Rovinietă aveți? Bineînțeles. Yes, sir. Ok, mulțumesc, e tot în regulă. Circulați cu prudență. Și concediu plăcut în continuare. Mersi. Nu putem să nu observăm că românilor le place să iasă din casă să se plimbe. Dar trotuarele trebuie întreținute, iar bordurile trebuie schimbate mai des decât cauciucurile. Și cu ce bani? Dacă românii aceștia au bani să se plimbe, să iasă din cartier, au bani să plătească și rovinieta. Orășenii își vor putea cumpăra rovinietă de la stațiile de benzină de la ei din cartier sau de la administrația blocului în care locuiesc, dar numai după ce și-au plătit întreținerea, pentru a nu exista probleme în privința cazierului fiscal. Pietonii priși fără rovinietă riscă amendă, expulzarea imediată în cartierul din care au venit sau chiar interdicție de a mai cărca vreodată în alt cartier. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.